ziua, senatorul pro-România, domnul Adrian Țuțuianu, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Țuțuianu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mare plăcere. S-a amânat astăzi decizia în privința lui Tudorel Toader la Camera Deputaților din lipsă de cvorum. Practic, socialdemocrații nu au participat la votul moțiunii. Cum comentați dumneavoastră această ultimă mișcare a PSD-ului? Socialdemocrații au fost prezenți în Parlament, au avut o ședință de grup, a relatat și presa, dar cunosc și din interior că au fost discuții foarte dure și atacuri la domnul Tudorel Toader din partea mai multor deputați ai Partidului Social-Democrat, care i-au reproșat faptul că nu ascultă de partid și că nu pune în aplicare programul de guvernare. Și pentru a fi mai specifici așa în explicații, Tudorel Toader a promis o ordonanță cu completurile de 5, care vine să îi rezolve problema lui Dragnea. Ordonanța promisă de aproape 2 luni nu există astăzi. A promis o a doua ordonanță prin care să preia ceea ce a trecut de controlul de constituționalitate din codul penal și codul de procedură penală. Nici aceasta n-a fost supusă aprobării guvernului. A promis de asemenea ordonanță sau a fost pus în situația de a accepta o ordonanță pe amnistie și grațiere. Nici așa acest lucru discutat subiect, nu s-a întâmplat, uitat în ultima a fost perioadă. Discutat, a fost uitat de noi, dar vă spun eu că în interiorul PSD, inclusiv Liviu Dragnea, este interesat de un asemenea normativ, indiferent ce spune în spațiu public, și rămâne nerezolvată problema cu Procurorul General al României. La aceasta se adaugă și reproșuri corect făcute de unii dintre parlamentari și vă dau un exemplu, senatorul Șerban Nicolae, care public s-a exprimat împotriva modificării legilor justiției prin ordonanța de urgență 7, da? Și apoi o nouă modificare a acestei ordonanțe 7 la 2 săptămâni ca urmare a protestelor din sistemul judiciar. Deci toate astea au cântărit în decizia celor din PSD de a nu se prezenta astăzi. Nu s-a făcut cvorum, ceea ce arată că nici opoziția n-a fost decisă să-și susțină demersul parlamentar până la capăt, pentru că ar fi trebuit să fie acolo. În ce privește membrii pro-România au fost prezenți. Noi am fi votat astăzi moțiunea simplă, pentru că considerăm inacceptabil modul în care este reglementat domeniul justiției prin ordonanțe de urgență și considerăm că este destructiv pentru sistemul judiciar românesc, dar și pentru economie, adoptarea continuă de ordonanțe care generează probleme majore. Avem exemplu ordonanței 7, dar și ordonanței 114 din decembrie 2018, care, iată, a trecut de Senat fără niciun fel de dezbateri și este din ce în ce mai contestată și criticile făcute în spațiu public de mediul de afaceri sunt încet, încet acceptate și de partea guvernamentală și de coaliția majoritară în Parlament. Da, credeți că va fi remaniat Tudorel Toader? Eu cred că da. Va fi de remaniat sau se va solicita într-un cadru mai restrâns demisia din funcția de ministru, deși cred că PSD-ul va intra apoi într-o logică extrem de ciudată, pentru că va trebui să numească un interimar. Interimarul va trebui acceptat de președintele Iohannis. Apoi trebuie să meargă cu propuneri pentru un ministru definitiv pe post și dacă vor merge cu propuneri gen Nicolicea sau, eu știu, Florin Iordache, sunt convins că vom asista la ceea ce am asistat în ultimele luni, războiul între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Cazul Olguța Vasilescu. Da, cazul Olguța Vasilescu, Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale, Mircea Drăgheci. Cum credeți că se va împăca ALDE cu această remaniere? Pentru că știm că ALDE de multe ori și-a arătat susținerea față de Tudorel Toader. Și-a arătat-o, dar astăzi am avut o situație nouă. Pe de o parte, o satura guvernării pe PSD și reacția a fost văzută. UDMR-ul, care a susținut coaliția de guvernare astăzi, a declarat ferm că nu susține pe ministrul Tudorel Toader, ceea ce cred că va pune în dificultate ALDE, pentru că nu are suficientă forță să impună soluția.
Cât despre majoritatea din Camera Deputaților? Este ea fragilă la momentul acesta? Este una fragilă, dar în continuare asigurată de UDMR și parte din minoritățile naționale. Deci cheia ruperii majorității la Camera Deputaților, inclusiv cheia modificării regulamentului pentru înlocuirea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei, stă la UDMR. Cât timp UDMR-ul rămâne atașat coaliției de guvernare, nu se va putea face nicio schimbare nici la Camera Deputaților. Da, cum spuneați dumneavoastră, UDMR a dat un semnal, a făcut un pas înapoi, practic. Numai pe subiectul acesta al justiției, pentru că au văzut că Ordonanța 7, ca și ordonanța de modificare, sunt contestate de societatea civilă, sunt contestate mediile profesionale juridice și au avut un impact negativ și în exterior. Nu vă aduc aminte că domnul Timmermans, după ce l-au urecheat pe Dragnea în plenul Congresului PES-ului de la Madrid, a și scris doamnei Dăncilă și i-a spus că era corect să aducă la cunoștință și faptul că există această ordonanță 7. Deci spuneți că PSD în continuare se poate baza pe voturile UDMR-ului? Cât timp va fi UDMR-ul, se va baza pe aceste voturi și se pare că UDMR-ul nu dă semne că ar vrea să se desprindă de coaliția de guvernare, ci își promovează cu foarte multă insistență interesele proprii. De altfel și la legea bugetului de stat. Știți bine că UDMR-ul întâi a spus că bugetul nu-i chiar ce trebuie. Și s-a răzgândit peste noapte. Și apoi s-a răzgândit în momentul în care au fost introduse la finanțare anumite obiective de investiții din județele cu populație majoritar maghiară și în felul acesta, știu, s-a bătut palma pe chestiuni foarte concrete, mercantile, dacă vreți, și nu neapărat pe chestiuni care să țină de opțiuni politice fundamentale. În spațiul public tot se vorbește despre o răcire a relației dintre Liviu Dragnea și Călim Popescu-Tăriceanu, apărută chiar cu câteva luni în urmă. Dumneavoastră ce știți despre relația dintre cei doi? Este așa cum o vedem la televizor? Nu, este evident că sunt niște puncte de discuție foarte aprinse între cei doi lideri. Deocamdată, din ce știu eu, opinia majorității conducerii ALDE este să rămână în cadrul coaliției de guvernare. Domnul Tăriceanu este ținut în șac și cu celebrul dosar, care a fost dezbătut în Comisia Juridică de la Senat, cred că în luna octombrie. Raportul este făcut. Dar din motive care, da? Din motive care nu ne scapă nouă, celor care privim cu atenție scena politică, el nu este adus acel raport în plen și votat. În felul acesta, domnul Tăriceanu este ținut în coaliție. Dar cum vedeți situația Partidului Social Democrat? Dumneavoastră ați făcut parte din această formațiune politică. Cum arată ea acum? Văzută din exterior. Da. Eu o văd foarte bine din interior. Este un partid mare, cu foarte multe personalități, dar în care Liviu Dragnea a știut să, mai bine decât alții, să-și organizeze propria putere în organele de decizie interne. Comitetul Executiv Național sau Biroul Permanent Național sunt doar organisme care validează, fără să comenteze, deciziile lui Dragnea. Cel mai bun exemplu este modul în care eu sau domnul Marian Neacșa am fost excluși în 5 noiembrie din Partidul Social Democrat, excluși și fără ca să avem decât câțiva oameni alături de noi, deși vazi majoritatea liderilor din teritoriu, a deputaților, senatorilor, împărtășesc multe din criticile pe care noi le-am adus actului de guvernare și modului în care este condus partidul. A știut de asemenea foarte bine Dragnea o mână să dea cu alta să ia diverse funcții. Am ajuns într-o situație care este aproape de penibil. S-a ajuns în PSD, aproape toată lumea este ministru, că la fiecare 6 luni nu s-au schimbat. Îți vine rândul, s-au schimbat miniștrii. Unii au fost schimbați pe motiv de necompetență, readuși în guvern. Avem două cazuri foarte cunoscute, Răzvan Cuc recent și Gabriel Leș la apărare ceva mai, cu mai mult timp în urmă. Deci este un partid în care
Dragnea conduce într-un mod dictatorial, neascultând nici de opinia publică, nici de marea masă a membrilor de partid, ci urmărind doar interesele proprii. Este și motivul pentru care, la un moment dat, am decis să nu mai continui procesele pe care le intentasem legate de excluderea din partid și să încerc să construiesc un alt drum. Pentru că riscul major, și o spun cu anumită durere, așa sufletească, este ca și la anul, în 2020, la alegerile locale sau parlamentare, să dăm de Liviu Dragnea președinte al PSD. Puțin timp ne mai desparte până la alegeri, alegerile europarlamentare. Și a stabilit deja Pro-România lista cu candidații pentru europarlamentare? Nu avem o listă finală, vă pot spune însă că cap de listă va fi Victor Ponta. Victor Ponta este liderul politic cu cea mai mare încredere dintre noi toți, iar într-un clasament așa pe care îl vedem în sondajele de opinie, ați văzut că continuu este clasamentul, înseamnă Iohannis, Firea, Ponta. Deci trebuie să transferăm capitalul bun de imagine pe care îl are Victor Ponta către Pro-România. Prin noiembrie, de exemplu, doar 40% dintre alegători asociau pe Victor Ponta cu Pro-România, ceilalți îl asociau în continuare cu Partidul Social Democrat. Aceeași problemă o am și eu în județul Dâmbovița, unde, v-ați zis, majoritatea alegătorilor, pentru că nu a trecut decât 4 săptămâni de când sunt Pro-România, încă mă asociază cu Partidul Social Democrat. Al doilea om pe listă va fi doamna Corina Crețu. Cred că este o nominalizare foarte importantă. Victor Ponta nu va pleca la Parlamentul European. Deci, practic, primul europarlamentar al Pro-României este Corina Crețu. Are experiența de comisar european pe un portofoliu important. Este un personaj cunoscut și care cred că poate face bine României din poziția de membru al Parlamentului European. Toți parlamentarii, deputați și senator, că doar un senator are Pro-România astăzi, în persoana mea, vor fi pe această listă, pentru că fiecare are în județele de unde vine un electorat propriu care este atașat. De asemenea, mulți dintre noi suntem și personalități publice cu anvergură mai mare sau mai mică la nivel național. Deci, mă refer aici, dumneavoastră veți și eu voi fi pe această listă. Repet, nu plec nici eu. Va fi probabil, va fi și Tudose și Daniel Constantin, dar nu înseamnă că plecăm. Vom decide care sunt cei 3-4 care ar putea să fie eligibili, pentru că noi ne-am propus un scor care să înceapă cu 2 cifre și să fie de cel puțin 10%. Dar 10% înseamnă 3 europarlamentari. Mi-ați anticipat următoarea întrebare. Deci ce scor își propune Pro-România? Asta e scorul minim, 10%. Minim 10%. Da, este un deci criteriu, un scor de 2 cifre, să înțeleg. Da, e un criteriu de performanță, să spun așa, pe care ni l-am asumat, care cred eu că poate fi atins, deși timpul e foarte scurt și Pro-România nu are încă structuri teritoriale puternice peste tot. Este o problemă? Este o problemă, aspect. Pentru că la alegerile europarlamentare rezultatul depinde foarte mult de capacitatea de mobilizare a partidelor. Am făcut o verificare pe anul 2014 în județul Dâmbovița, am avut 160.000 de participanți la aceste alegeri europarlamentare, față de 270.000 de participanți la alegerile locale. Deci, iată, cu 110.000 mai puțin decât la alegerile cele mai importante pentru comunitățile locale. De aici vine capacitatea de mobilizare a partidelor și evident că partidele mari care au structuri vechi în teritoriu, PSD, PNL, vor avea de câștigat ceva mai mult decât ar câștiga în mod normal la o prezență mai mare. În calitate de fost ministru al apărării, cum vedeți dumneavoastră situația aceasta a corvetelor? Că faptul că licitațiile de la ministrul apărării sunt anulate chiar pe bandă rulantă în ultima perioadă și practic în afară de rachetele Patriot, toate programele de înzestrare sunt blocate în acest moment. Un subiect despre care am văzut că nu prea se mai discută, din păcate. Contractul cu rachetele Patriot a fost semnat de mine și l-am semnat fără să am vreo reținere, este un acord guvern la guvern, deci între guvernul României și guvernul american. Procedurile de achiziție publică, unele dintre ele erau pornite,
Din păcate sunt blocate toate sub diverse pretexte, fie anulată licitația de instanțe de judecată, fie suspendată procedura în cadrul Ministerului. Și vă aduc aminte aici că nu doar corvetele sunt în discuție, ci sunt în discuție și camioanele militare. Erau 3.000 de camioane scoase la licitație. Licitația a fost câștigată de o firmă cunoscută. A fost anulată în parte de instanță, cel puțin pe niște loturi. De asemenea, la corvete, din ce știu eu și cred că știu bine, se pare că sunt factori politici decizionali care au fost nemulțumiți de ce se prefigura ca rezultat. Pentru că sunt 3-4 firme mari, fiecare firmă de tipul ăsta are și un lobby foarte puternic, inclusiv în presă, inclusiv, nu ați văzut continuu pe unii care susțin o formulă sau alta. Condiția pe care eu am discutat-o la momentul când s-a început această procedură, modificată ulterior de ministrul FIFOR, a fost aceea de a da prioritate celor care vor construi aceste corvete pe șantiere navale românești, ca să avem și un impuls, să spunem, financiar în industria națională de profil. Sunt firme mari, Naval Group-ul mai este Damenul, Naval Group-ul e din Franța, Damenul din Olanda și fincantierii din Italia, care au concurat la acest subiect. Ați văzut foarte ciudat, întâi Ministerul a făcut o anume sesizare la parchet, apoi că nu mai susține, foarte ciudată toată această poveste. Eu cred că una din explicații este aceasta, că sunt decidenți politici nemulțumiți de ce se prefigura ca rezultat, și cea de-a doua explicație, prin necheltuirea banilor de la apărare, s-a planificat 2% și în 2017 și în 2018, dar s-a cheltuit efectiv mai puțin, 1,7-1,8%, s-a reglat odeauna deficitul bugetar al României. Deci, practic, să spuneți că se ia de la apărare pentru a acoperi anumite găuri. Ca să se poată regla deficitul sub 3%. Dar de ce nu există interes pe zonele acestea, pe apărare? Interes există din partea multora legat de apărare. 2% ăsta înseamnă mult din produsul intern brut. Înseamnă 4-5 miliarde de euro. Am spus, lobby-ul pe care îl are fiecare din aceste firme este puternic. Și probabil că în minister, la departamentul de înzestrare, nu s-a găsit cea mai bună formulă de cuantificare a ofertei pe care o face un producător. Domnule Țuțuianu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Eu vă mulțumesc. Mulțumim.